Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul UNATC. Suntem alături de noi cu Gabi Suciu, prodecan la Facultatea de Film. Ca să începem, am cinci întrebări. Oh, okay. Cine, când, unde, ce și de ce? Cine sunt eu sau... Da, 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 toate întrebări, okay. cumva să răspunzi legat de tine. Ok, Uh, cine sunt uh, producător și distribuitor de film și profesor și prodecan, cum ziceai, la Facultatea de Film uh, unde în România dar mă plimb foarte mult internațional uh, îmi place să lucrez în coproducții și în, uh, în niște proiecte care implică cât mai multe naționalități uh, culturi diferite uh, cine, unde, când când? 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 Uh, în 2008 am început. Uh, am început cu regie de film și apoi uh, încet, încet am luat-o spre producție pentru că mi-a plăcut mai mult bucătăria din spate. De ce? Pentru că avem nevoie de artă și pandemia a arătat asta mai mult decât niciodată. S-au consumat mai multe produse culturale și audiovizuale decât oricând în, în industria cinematografiei. Um, și le-am le -am zis pe toate? Lisește una. Era ce și de ce? Ce? Da, ai răspuns la și de ce la ultimul. <laughs> <Okay>. <laughs> da, da, da. Da. Uh, înainte să începem, noi avem aici o tablă de șah cu niște piese de șah, dar o să jucăm dame. Ca să fim, uh, uh, ca să fim... politically correct. Exact. Okay. Uh, și ca să ajungem cumva la început, o să, întreb, o să te întreb cum a început pasiunea pentru film și cum te-ai hotărât să dai la film. Încă din școala generală și liceu Eram genul de persoană care nu putea Să leagă niciodată între real și uman Mi-a plăcut foarte mult și matematica Tatăl meu fiind matematician Dar îmi plăcea enorm să citesc Și poveștile au făcut așa parte Din, din viața mea Pentru că am și învățat foarte devreme să citesc Și Cumva am vrut ceva care să îmbine bine ambele, ambele domenii. Și pentru mine cinematografia asta a fost. Mi-a fost foarte clar în clasa a șaptea când a apărut HBO în România și puteam să văd filme fără întrerupere. Eu vin din Sebeș unde nu aveam cinematograf, s-a când eram foarte mică. Și asta pentru mine a fost așa un, uh, un șoc, să văd uh, filmele altfel decât erau ele împărțite în reclame, să văd o poveste, o continuitate și să văd altfel de conținut, film european, film românesc. Uh, și a fost și anul cumva când am hotărât să dau la admitere în care cinematografia românească a avut un, un boom în festivalul și a fost noul val românesc. Și acum cumva am mers cu valul, a fost totul uh, am avut norocul să se așeze toate lucrurile și să găsesc uh, posibilitatea acestei facultăți. Pentru mine atunci când internetul era prin dial-up și filmele erau văzute pe VHS, informația ajungea mai greu și mă bucur că, că am ajuns aici. Inițial am uh, aveam în gând să merg la uh, păpuși și marionete la Târgu Mureș. Da? <laughs> da. Asta pentru că cel mai apropiat teatru sau cel mai apropiat, cea mai apropiată instituție de cultură de și era Teatrul de Păpuși din Alba Iulia și mm -hmm. cumva am luat legătură cu oamenii de acolo și mi-a plăcut foarte mult ceea ce fac și ce, cum reușesc să creeze conținut. De și fapt, ce te-a făcut, făcut. Să, până la urmă să te vătărești să dai la film la regie? Păi am zis că dacă tot e să merg în domeniul artelor, deși ai mei au zis că o să fie un muritor de foame și nu au fost de acord inițial, Uh, am intrat pe internet și am căutat uh -huh. facultate de teatru București că am zis acolo trebuie să facă și când am ajuns pe site-ul un care încă există și arată altfel cu totul altfel astăzi uh, am văzut acolo și facultatea de film și am început să mă uit și la imagine și la multimedia cereau fizică și fizica nu era neapărat punctul meu foarte la scenarist că aveai nevoie Dacă țin bine minte de O probă de uh, Ceva scris la momentul respectiv Și nu aveam uh, ceva original Și atunci îmi știu că ce a mai rămas? Regie Regie să fie Voiam mm -hmm. să fac film, de fapt Nu știam mm -hmm. ce, ce face Fiecare departament Deși pare că Mă rog, poate pentru cei tineri Pare că e acum foarte mult timp Mie nu mi se pare că sunt acum mulți ani în urmă mm -hmm. Chiar era foarte diferit totul, modul în care se făceau filmele, modul în care erau văzute filmele, cum era, cum ajungeai să vezi sau să faci orice. Și atunci a fost așa, din, din aproape în aproape, până când am găsit locul care am simțit că mă reprezintă mai bine și partea asta de producție de film. Da. Până la următoarea informație am o, o, o curiozitate. La ce vârstă ai învăța să citești? La 5 ani. La 5 ani, da. Deci destul da. de repede, da. Da. Asta pentru că în familie toată lumea uh, lăuda pe tata care învățase să citească foarte devreme și el în clasa întâi a mergea și citea ziarul în drum spre școală, știi? Mm -hmm. Nu am ajuns chiar atât de avansat <laughs> pentru că citit ziarul necesită totuși un pic uh, un, un limbaj mai adecvat, dar uh, da, cărțile m-au pasionat mereu și m a enervat dacă mi citea mama și eu încă nu înțeleg cum sunt asta când uh, cineva ți citește o poveste, mm -hmm. că prefer să o văd eu și probabil asta e o o latură vizuală de care, am, de care am nevoie, dar îmi plăcea să preferam să mă chinu eu pe litere decât să-mi citească altcineva. Da, și cum a fost admiterea atunci? Admiterea. Uh, M-am pregătit, evident, cu bibliografia, cum uh -huh. era, și a fost destul de dificil pentru că încercam să găsim pe la tot felul de oameni care aveau VHS-uri piratate. Toată lumea căuta cu Van Damme și eu în sebe și încercam să găsesc Felini și Antonioni. Am fost de, de râsul lumii, dar culmea mai găsea așa niște nostalgici care aveau niște bijuterii. Și țin minte că inclusiv cel mai greu a fost să găsesc copilăria lui Ivan și Andrei Rublev de Tarkovski. Și toată lumea știa cine e Tarkovski, uh -huh. prea puțini văzuseră sau aveau efectiv filmele lor și printr-un vecin care avea un prieten pe la TVR mi-a trimis o înregistrare după, o, după, un televizor făcut pe VHS, era ceva groaznic de văzut și mi-a trimis patru, patru VHS-uri și trebuia să tot bagi da. caseta, da. caseta, a fost așa. Dar ă, admiterea la fel ca și acum, necesită foarte multe cunoștințe și de cultură generală, dar și cinematografică și asta e foarte important. Dar atunci aveam probele practice în platoul un ATC. Trebuia să aveai o cameră, niște recuzită și primeai o secvență, o bucățică de text. Și aveai și niște studenți. Și niște actori, studenți, da, care... aveai. Două ore să te gândești, încă trei mm -hmm. să filmezi ceva și aia era. Ce ai filmat, ai filmat, pentru că trebuia să, nu, nu se monta. Trebuia da. să-ți gândești în cadre și să-ți muți camera în funcție de asta. Și apoi era vizionarea. Acum tinerii care vin la admitere vin cu materiale de acasă, că e mult mai mai simplu. Dar atunci nu existau telefoane care să filmeze și... Da, acum oricine vine cumva la un ATC și dacă vine pe imagine sau pe regie, are niște are ore de, de un portofoliu. filmat. Da, 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 da. S-a da. da. adaptat foarte mult și s-a adaptat și universitatea la nevoile pieței și profesioniștii pe care îi formăm acum chiar dacă vin cu niște cunoștințe pentru că au o practică din piață și sunt mulți care se hotărăsc că vor să afle mai mult sau să învețe mai mult și să avanseze spre șef de departament nu să rămână doar un om în echipa de filmare au acum posibilitatea să se specializeze pe meserii de actualitate Și care crezi că e o diferență între studenții de atunci și studenții de acum? că nu e o diferență atât de mare de timp, adică e relativ aproape. Dar o schimbare da. cred că s-a schimbat. S-a schimbat pentru că au acces la mult mai multe informație și, cum ziceam, s-a schimbat și modul de a consuma conținutul mm -hmm. audiovizual și găsești mult mai ușor. Uh, noi atunci mergeam aproape cu clasa, era așa un, un drive din ăsta de vedeam unul, două filme la cinematecă sau pentru că nu ne permiteam să mergem în fiecare zi, o dată, de două ori pe săptămână, mergeam și la cinema să vedem un film de Porumboiu, de uh, Cristi Puiu și cred că asta s-a pierdut un pic, pentru că e atât de multă uh, varietate, da. varietate, da, și accesibilitate, de fapt. Că dacă e mult mai accesibil să vezi, uh, să vezi un film pe Netflix, Cred că sunt mulți, e și o comoditate, dar e și perioada asta ciudată în care trăim, în care poate nu te mai simți sigur să, să mergi și e, e, e o schimbare socială, asta e clar. Dar ceea ce au ei acum și nu țin minte să fie avut, erau doar foarte rar se întâmplau astfel de proiecții, au toate proiecțiile astea cu Q&A-uri și cu dezbateri mm -hmm. după. Și asta mi se pare ceva foarte util pentru tânărul care vrea să urmeze o carieră în domeniul ăsta și care vrea să înțeleagă mai mult, indiferent de, de departamentul pe care și-l dorește. E important să vezi cum se gândesc proiectele. Nimeni nu, nu mai putem reinventa uh, roata, dar ca să poți să vii cu ceva nou și relevant acum și pentru viitor, trebuie să știi ce se întâmplă acum și ce s-a întâmplat înainte. Pentru că altfel tindi să mergi înspre aceși, uh, același pattern, să încerci să faci lucrurile de bază. Și iarăși, ca să poți să deconstruiești ceva, trebuie să știi cum a fost construit. Da. Și tu cum ai luat hotărârea ca de la regizor să faci pasul către producător? Uh, după primul an, uh, după primul semestru, de fapt, mi-am făcut uh, printre primele uh, filmul de examen. Am început să ajut colegii foarte mult, uh, mm -hmm. pentru că îmi plăcea toată partea asta de organizare și așa cât de cât mi-am dat seama, dar abia în anul 3 s-a înființat uh, un departament de producție de film. prin anul 2, uh, anul 2, cred, nu, chiar până anul 3 sau anul 2, oricum e pe acolo, unul dintre colegi a venit și a zis uite, ai vrea să vii production manager la mm -hmm. filmul meu? Și eu am zis, da, pentru că oricum ziceam, da, la orice voiam să fac cât mai multe și să văd cât mai multe și am zis acasă și am dat Google pe internetul meu, dial-up, să văd ce facem un production manager, adică ce e asta. Și așa, încet, încet, am, am ajuns să lucrez mai mult la filmele colegilor, să-mi fac eu filmul meu repede, uh -huh. să bifez ce aveam de făcut pentru examen și apoi să lucrez și am avut 30... Și de scurt până în anul 4 la care lucrați. Și era, era bine. Da, era bine. Și după aceea a fost și un masterat de producție. Da, da. Din, eu am făcut 4 ani de licență, acum sunt doar 3 ani de licență și doi de master, uh -huh. și am prins chiar uh, anul în care s-a făcut șeptul uh, la sistemul Bolonia, așa că am făcut 4 ani de licență și 2 de doi de master. de master. Da. Dar când eram în anul 3, s-a înființat și departamentul de producție și, practic, eu am fost a doua generație. A doua generație. Da. Și acum e și profesor la... Acum sunt și profesor la... și și coordona... coordonez masterul de, de producție. De producție. Și da. ce ar trebui să aibă un tânăr, sau nu doar un tânăr, un candidat care vine spre producție, spre un ATC să facă producție? Noi suntem specializați pe producția de mm -hmm, film, dar yeah. nu excludem producția de alt conținut audiovizual și chiar trecem prin toate formatele, inclusiv reclame, formate de TV, seriale și așa mai departe, dar că mm -hmm. ne concentrăm mai mult pe film. Așa că în primul și în primul rând chiar trebuie să iubească cinematografia și arta în general nu are sens. Dacă doar vrei să, să ajungi să produci reclame, sunt alte căi mult mai simple mm -hmm. și te angajezi într-o agenție și experiența pe care o ai acolo te aduce mult mai repede la ceea ce vrei să faci. Dar dacă cinematografia e, e direcția pe care ți-o dorești sau un alt conținut mai neconvențional, mm -hmm. new media, atunci e important odată, cum ziceam, și cultura cinematografică și universală, pentru că producătorul chiar trebuie să aibă noțiuni din toate domeniile. Și voința și tăria de caracter, pentru că e, e un domeniu foarte solicitant. Și după, să zicem, termin regia cum erai mm -hmm. și tu. Acum ai mai multe masterate da, din acum care poți alege. Chiar există specializări și inclusiv la regie dacă vrei să mergi tot pe regie poți mm -hmm. să-ți alegi între ficțiune și documentar avem foarte mulți uh, studenți care, după regie, vor să mai facă o specializare și atunci vin la producție. Uh -huh. uh, avem și New Media uh, și game design, animație. S-au dezvoltat, dezvoltat foarte multe. De mult, da. da Acum, ce e important de știut spre deosebire de alte universități este că noi avem chiar foarte puține locuri. Sunt câte 5 uh, locuri per masterat. La care se mai mm -hmm. adaugă, evident, câteva locuri cu taxe sau pentru uh, cetățeni străini, dar uh, sunt foarte puțini, și atunci e un program destul de intens și e, de fapt, o chemare, e o, mm -hmm. uh, un, uh, uh, un program vocațional nu recomand cuiva care doar vrea să, să mai bifeze plinele. și speră că da. ok, îmi iau manualele și mai studiez eu acasă și mă prezint la examene și îmi iau o diplomă. Pentru că la noi e totul foarte aplicat și concentrat și e, prezența chiar este importantă. Deci, de exemplu, dacă aș termina altă facultate, să zicem, am terminat litere da. și vreau să dau la film documentar. Uh, poți să dai la da. film documentar Dar ar trebui să ai un portofoliu uh -huh. deci Aici, aici te, te oprești Evident că e și uh, nevoia de credite Trebuie să ai uh -huh. uh, nu, La noi nu prea este această problemă în România uh, Cam toate universitățile Au același număr de credite Și atunci poți să urmezi după o licență un, uh, un alt master Dar recomandarea mea Ar fi uh -huh. să Dacă vrei să faci film documentar să încerci să faci întâi un film documentar. încerci să faci, da. Da, ca să da, da, da. vii cu ceva și să ai un mic feedback să de la prieteni, de la oamenii pe care ajungi să-i cunoști. Și... Inclusiv, Acum avem această super unealtă la îndemână care, de fapt, conectează toată planeta asta, care se numește social media și poți să ajungi cu puțină documentare, dacă știi uh -huh. să-ți controlezi unel, uneltele pe care le ai, să ajungi la profesioniști pentru a cere un feedback. Evident că există posibilitatea să ceri un feedback și să nu-ți răspundă sau să zic că nu-mi mulțumesc. Da. Dar uh, poți să ajungi la oameni care au mai făcut și să vezi, ok, sunt pe unde trebuie sau mai am multe învățat și poate e mai bine să începi să mai faci încă o licență de regie și apoi să dai la master. Uh -huh. Tu ești unul din producătorii și oamenii din cinematografie care uh, ai fost pe la foarte multe festivaluri și uh, probabil ai fost și cu producții unate. Ce ai fost și cu producțiile tale? Uh, care e caracterul nostru al școlii diferit de alte școli de film din străinătate? Uh, unul dintre avantaje este că noi încă mai facem film pe peliculă. Uh -huh. Acum avem și peliculă și digital ca opțiuni, dar uh, asta nu cred că se mai întâmplă undeva în, în lume uh, această pregătire să fie o instituție dedicată pentru asta. Uh, și est, ne concentrăm foarte mult pe poveste. Asta e, de fapt, partea de regie uh, clădește autori. Mm -hmm. care, ok, o să ieși din, a, din facultate, ca asta e bine de stabilit pentru oricine vrea să vină la noi, o să ieși cu același talent cu care ai intrat. Noi nu putem să, -ți, să te facem mai talentat decât da, ești. Da, da. Nu există. Putem să-ți dăm niște unelte ca să poți să-ți folosești și să-ți uh, pui la treabă talentul uh, și putem să-ți dăm un context de a intra în, uh, în industrie și a fi aproape de alți oameni, pentru că fiecare generație ajunge să lucreze cu uh, colaboratori din aceeași generație și atunci aici e un networking care este de neprețuit. Um, dar uh, cel mai important cred că este uh, că ne concentrăm foarte mult pe structurile narrative și studiem foarte mult, uh, foarte mult cinema de autor. Da, și mai vorbeam cu un prieten care e DOP și el a terminat facultatea în Anglia, zicea că un, un lucru foarte important pe care are România e că studentul vede, vede setul mult mai mult decât un student din Anglia. Da, da, practica este un element foarte important la noi, okay, și teoria e mm -hmm. e foarte importantă, dar acum cu internet și cu tot teoria este foarte accesibilă și e important să faci și multă practică pe lângă asta, pe lângă profesorii care îți explică ok ce, ce citești în, în teoria respectivă. Uh, dar iarăși foarte important că menționai de Anglia este că la noi încă din primul an uh -huh. pleci pe specializarea pe care ți-o alegi. Nu faci film, sunt foarte uh -huh. multe universități din, din lume de film în care în primul an sau primii doi ani faci de toate. Inveți, uh -huh. uh, un, înveți film. Și apoi îți alegi tu, sau la master, îți alegi pe ce direcție vrei să mergi. Poate e mai bine, poate funcționează, Depinde, cred că depinde de fiecare uh, da, el ce își alege. Că, de exemplu, el ca DOP, ca să ajungă să ajungă pe un set, lui e foarte greu. Și, și s-a întors așa, s-a întors în România mm -hmm. și a văzut că în România, în filmări, sunt foarte mulți studenți care vin, orica și asistenți. Da, asta e, e, ce, e ceva ce în ultimii ani ne-am concentrat foarte mult pentru că era cel, acea parte din, din curiculă care se numea practica de vară. Mm -hmm. Ori în practica asta de vară, fiecare și aducea câte o hârtie de pe undeva și era unii făceau, alții nu făceau, era destul de greu uh, și atunci au... Uh, acum este introdusă practica ca materie obligatorie, practica mm -hmm. și internship. În, în programă și ai nevoie de o notă la final pe, pe practica asta. Și atunci am, avem foarte multe parteneriate încheiate între un ATC și studiouri, case de producție, publicații de specialitate pentru cei de la filmologie, festivaluri pentru a-și face practic uh -huh. acolo și chiar oferim posibilitatea și atunci chiar și informația circulă mult mai ușor, posibilitățile sunt mult mai multe și studenții pot să-și aleagă filmul la care vor să meargă și asta e un lucru la care am ținut destul de mult și cu producătorii din, din domeniu, din piață, să ne anunțe când au câte o filmare și să ne spună câți studenți pot să primească, uh -huh. cât trainees. Bineînțeles că pentru orice producător asta e un cost în plus, pentru că trebuie să-i asigur transport, cazare, dacă e în afara Bucureștiului mese și se adaugă. Dar uh, e important uh, și pentru ei să aibă o mână de lucru care ajută și le e important și pentru studenți să-și să facă această practică și atunci e un win-win pe care chiar uh, insistăm să se meargă. Asta a venit și pentru că eu am avut această problemă în... Uh, în facultate, că nu găseam locuri unde să-mi fac practica de vară și era tot timpul, mergeam și stăteam pe la ușă, și ziceam, nu plec de aici până nu mă primește domnul director să-i spun ce fac. <laughs> și... Da, Crezi că studenții de acum au, um, au puterea asta de a bate la ușă și de a se băga peste tot ca să prindă un, um... un post la un film, de exemplu, la un regizor um, pe care îl admiră sau la un DOP pe care îl admiră din industrie? Da. în primul rând că e mult mai ușor că nu trebuie să se ducă uh -huh. să stea la ușă poți da. să tot dea telefoane și să insiste acolo până îl strică pe om de cap nu e frumos să faceți asta că nu, asta, nu asta zic că trebuie să faceți dar e mult mai accesibil că ajungi da. mult mai ușor de la unul la altul știi Acum o, o stalker, să par știi dar te uiți pe Facebook și vezi dacă ai un prieten în comun în da. cu omuna, și îl rogi sună-l și tu și roagă vezi să, să mă ajute da, hai da. să punem o vorbă bună mai de mult nu era asta, sau cel puțin nu pentru mine, care nu aveam niciun fel de legătură cu domeniul ăsta. În anul întâi voiam și eu să merg la castel, pentru că știam că acolo se fac toate filmele americane. Citisem eu în mm -hmm. publicațiile pe care le citeam la momentul respectiv. Și singura variantă era să m-am fost... Am uitat unde este efectiv pe hartă și m-am dus acolo la recepție și am zis că aș vrea, vrea să vorbesc și eu cu cineva. Să seama cum pare că vine un copil și vrea și el da. să vorbească cu directorul. E... Da, am, am, venit și eu, bine că am venit. Dar până la urmă m-au văzut că am stat acolo pe canapeluță. Inițial au zis sigur o să plece <laughs> și am stat atunci. Chiar am stat, am stat două ore pe canapeluță și nu nicio problemă. Și la un moment dat, întâmplarea face că a ieșit chiar managerul de producție care era atunci, ieșise de două ori înainte și înapoi și a zis, ce cu tine aici? Că vin, plec și tot aici ești. Și am zis că aș vrea și eu să, să, vin să fac practică la un film. Și am zis, bine, ce știi să faci? Și zis, păi, regiești, da, bine eram la regie de film și știi nu, altceva, știi ce să faci? nu păi, învăț repede și m-au trimis la departamentul de producție, doar că nu producția pe care o fac acum, ci eram un runner și omul care strângea gunoaiele din jurul setului foarte important, un om foarte important, de altfel, pentru că altfel nu, nu pot să filmez cu toate mizerile în cadru, mm -hmm. dar da. Și tu ai reușit cumva să-ți faci o echipă În timpul facultății, cu care continui să lucrezi și acum? Da, am crescut ca o generație uh -huh. și sunt foarte mulți oameni cu care am pornit de la bun început. La mine în an au fost impresionant de mulți oameni, nu știu cum s-a nimerit atunci la licență, am fost 24 și, în general, se cer. Adică, dacă uh -huh. ies câte 20, 15, 20 de regizori în fiecare an, nu sunt atâția care chiar ajung să facă film și asta e din cauza uh, lipsei de posibilități de finanțare din piață uh -huh. și se pierd în, la modul că nu fac cinema dar ei ajung să lucreze în televiziuni să facă publicitate să-și facă podcasturi sau alte uh, uh, alte formate audio-vizuale în piață există o foarte mare cerere asta e cert uh, dar partea asta cu filmul și cinemaul mm -hmm. e un pic mai dificilă și aici chiar ajung să facă doar cei care au foarte multă voință și foarte multă pasiune și dedicare pentru cinema. Asta în pentru principii. că nu se consumă atât de mult cinema românesc în România sau...? Nu, 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 nu. Nu se consumă și pentru că nu avem suficiente spații da. în care să se consume uh, și... Dovada este că atunci când iese câte un film românesc pe care oamenii vor să-l vadă, are aceleași, aceleași, aceleași intrări ca un film american de box office. Adică nu, nu lipsa publicului ar fi problema, cât lipsa varietății finanțărilor. Momentan depindem cu toții de Centrul Național al Cinematografiei ca o primă finanțare care să declanșeze alte alte finanțări. Un film este destul de costisitor. O pictură, ok, te costă ceva materia primă, dar apoi e timpul tău și faci în, în ritmul în care vrei. La film nu e chiar așa, că trebuie să sincronizezi o echipă de la 30, 100, 200 de oameni care toți stau 12 ore pe zi, plus transporturi, trebuie să-i hrănești, că sunt acolo, da. n-ai ce să faci. Trebuie să-i plătești, că din asta trăiesc. Uneori vin și te ajută din pasiune, dar cât poți să faci ceva din pasiune. Și atunci, până când reușești să strângi finanțare pentru un film, ajung să, ajungi să teacă 2, 3, 5 ani. Și apoi intervine și întrebarea dacă subiectul cu care ai pornit la drum este relevant. Că poate a început înainte de pandemie și acum toată lumea e cu măști și subiectul tău se întâmpla pe un stadion. Nu știu, no. sau -o sală și în momentele clase. astea ce faci? Și în momentele astea te gândești ce era relevant acolo, în, în subiectul, în povestea pe care mi-am ales-o, care era tema, care era mesajul și cum pot să-l spun, să fie același mesaj, dar adaptat realității în care trăiesc. Da, hai să mai mutăm. Mai stai, tristezi. Erai, erai, da. da. <laughs> și uh, pentru studenții de acum, crezi că e important să-și facă o echipă cu care să meargă după, să-și facă poate o casă de producție, dacă e unul dintre ei care se plice mai bine pe producție și uh, un DOP, un regizor. Cred că e important să-și să cunoască colegii de generație și să nu se blocheze la, la ceva, la o primă echipă uh -huh. cu care simt că, ok, parcă ne înțelegem, nu ne înțelegem în cel mai bine, dar ne înțelegem. Luxul pe care l-au în facultate este că au trei ani în care au trei semestre în care trebuie să facă să livreze un produs de echipă. Mm -hmm. Și atunci ai posibilitatea să încerci șase, de șase ori alți colaboratori. Mm -hmm. Bineînțeles, dacă există o sudare a echipei din prima, asta e foarte bine. Dar ăsta, principiul meu în domeniul ăsta și în producție în general, întotdeauna este că trebuie să-ți găsești oameni cu care chiar să se empatizezi și să, să fiți pe aceeași lungime de undă pentru că e începi și lucrezi la dezvoltare, apoi ești în producție, dar apoi până cât, atâta timp cât opera există, uh -huh. va trebui să să colaborezi cu oamenii respectivi într-un fel sau altul, indiferent de poziția pe care o ai ca în departament. Pentru că filmul circulă, e nevoie să, să vă vedeți și la festivaluri și la alte interviuri și dacă se încheie totul prost nu e bine. Da. Dar asta e Facultatea vine cu acest tu că e trial and error și poți să greșești de câte ori vrei fără să fii sancționat. Dacă începi direct în, în sistemul profesionist, chiar dacă începi cu un film independent, sunt oameni care au venit și au ajutat pe gratis sau mm -hmm. și-au pus timp și bani în filmul tău și așteaptă niște rezultate. Ori aici, singurul rezultat așteptat. imediat este să treci în anul următor. Și să-ți primești de nota. Simplu, da. Ceea ce, e, ok, nu e foarte o, o miză foarte sus. Mm -hmm. Dacă reușești să ai totuși un film bun și să meargă la festivaluri, deja ai pornit și ai început să-ți clădești uh, o carieră. Dar și dacă nu faci asta, nu, faptul că ai trecut prin facultate și ai câteva produse pe care le-ai adăugat la portofoliu, e deja un, un mare câștig. Da, și știu că un ATC a avut niște participări în ultimii ani la festivaluri. Da, da, da. Poate cea mai importantă participare este cea la Cine Fondation la Cannes și am avut aproape an de an uh -huh. câte un film selectat acolo. Avem în ultimii 10 ani, cred că avem 4 și patru premii câștigate la Sinefondațiun. La Um, și suntem mereu la Berlin, la Locarno, um, la Carlo Vivari și festivalurile importante și de documentar mai nou. Pentru că avem și specializarea mm -hmm. de, de film documentar. Dar, da, studenții noștri chiar, chiar au posibilitatea să, să meargă în festivalul și să-și creeze o re și o rețea internațională de contacte și să fie văzuți de producătorii din piață pentru a-i ajuta cu primele filme odată ce au absolvit. Mm -hmm. Și acum, aproape de sfârșit, vreau să îmi dai un îndemn. Pentru fiecare uh, vor să dea admiterea la regie, să zicem, sau poți să. alegi. Poți să dau vrei. pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Pentru dacă toată lumea vrei. este da. foarte important să citiți. Citiți mm -hmm. nu statusuri de Facebook, citiți. Conținut. Romane, citiți beletristică, citiți povești ca să înțelegeți cum se, cum se leagă ele. Nu trebuie Citiți din toate timpurile, indiferent ce perioadă vă place. E foarte important să citiți și să nu treacă o zi fără să vedeți un film. Sau, ok, dacă nu mergeți la film, măcar vedeți un spectacol de teatru, dar e foarte important, în special când ești tânăr, pentru că apoi chiar timpul începe să se contracte foarte mm. mult. Și nu mai ai timp de aproape nimic. Atun, în liceu și facultate chiar uh, ai acest lux de a acumula foarte, foarte multe informații. Uh -huh. Și cred că asta e important. Pentru oricine vrea să vină la noi, să citească și să vadă filme. Și pentru cei care sunt studenți? Acum... Pe, la fel. La fel? <laughs> la fel. Pentru cei care sunt studenți, da. Dar uh, la ei mai este și... Partea de un îndemn este să-și găsească modul care funcționează cel mai bun, bine pentru ei de a-și doza timpul din zi, că o zi are un timp limitat în care să încerce și să, să facă practică. Uh -huh. Și pentru, pentru cei care au absolvit oricare din. Pentru cei care au absolvit, aș vrea să le zic mult succes, că știu cât de greu este să-și să obțină finanțări. Felicitări celor care au reușit, pentru că chiar sunt foarte multe reușite și este o perioadă foarte bună în care dovedește cât de mult talent este la noi în țară și cât de bine poate fi el aranjat. Și, da, e același sfat, de fapt, pentru că niciodată nu ar trebui să, să considerăm că am terminat de învățat. Oriunde am ajunge și oricât de. De multe premii am avea, mai avem mereu ceva de învățat. Da. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc foarte mult! Mai jucăm încă un complic, să vedem! <laughs> Eu sunt! Da. Hai să vedem!